Gabi? Revenim la discuția noastră extrem de interesantă. Am o întrebare pentru toți invitații noștri. Avem dosarul glifosatului, însă mai avem un dosar extrem de important în discuție, dosarul neonicotinoidelor. Cum stăm cu această situație, John? Ce ne așteaptă? Dosarul neonicotinoidelor, din punctul meu de vedere, este mai mult politic. Este vorba de verzi care au făcut gălăgie mai mult, adică, dacă vreți să parafrazez, aș spune mult zgomot pentru nimic. Sunt convins că nu neonicotinoidele nu sunt cele vinovate pentru moartea albinelor. Nu se uită nici albinare, nici ceilalți, că este la un moment dat la mintea cocoșului să înțelegi că prin creșterea de multe ori, de două ori, de trei ori a radiațiilor solare, care se mai corelează, să nu uităm, infraroși și ultraviolete, dar se mai corelează și cu radiațiile gamma, despre care nu vorbește mai nimeni în agricultură. Nici cercetările deocamdată nu spun exact care sunt interferențele, influențele, corelațiile. Deci aceste radiații duc la un atac major asupra stării de sănătate a albinelor și nu numai a albinelor. Știm că noi ne ascundem repede, nu mai putem să stăm la plajă în luna iunie, iulie decât o oră jumate, două, altă dată puteam să stăm cinci, pentru că radiațiile sunt foarte puternice. Odată, a doua, în momentul în care se utilizează foarte multe culturi autofertile, da? Albina are în codul ei genetic, e fraieră și muncește foarte mult să-și umple sacii aceia, să vină cu suficient înapoi acasă. Până să apuce să adune tot, obosește. Și dacă vii și pe o temperatură foarte ridicată, nu poți să faci maraton, spre exemplu, dacă nu ești antrenat. Da? Chiar dacă ea este antrenată să facă un anumit maraton, trebuie să facă trei maratoane ca să ajungă acasă. Și când ajunge acasă epuizată, se instalează varoa pe ea și iarăși moare. Greu cu saci în spate. Deci, Silviu, te rog. Da. Aș face și vreau să fac o declarație în nume personal, cumva. Este chiar o problemă politică, pentru că cea mai mare problemă la culturile de câmp este în România Tanimecus, rățișoara. Și haideți să ne uităm unde sunt problemele cu rățișoara. În Ungaria, în România, Ucraina și Bulgaria. Dacă nu există acest tratament și dacă nu se dau acele derogări de urgență, sunt estimări că 40% din culturile de câmp, din păiase și așa, se pot pierde. Deci este ceva îngrozitor. Dar cum se face, și o las doar ca o întrebare, cum se face că doar majoritatea în Ucraina, România, Bulgaria și Ungaria, într-adevăr, dacă ar fi fost o problemă la nivel european, doar pun întrebarea, nu fac nicio afirmație, nu știu cum ar fi fost problema din punctul acesta de vedere. Da, celebra rățișoară. Când a fost cel mai puternic atac și cât am pierdut din cauza acestui gândăcel micuț, dar foarte periculos? În marea majoritate a anilor avem atac puternic de rățișoară. Problema, cred că suntem toți de acord că e politic în ceea ce privesc neonicotinoidele. Problema este ce facem, ce punem în loc. Ok, le interzicem, dar ce punem în loc? Nu a venit nimeni cu o soluție până la momentul ăsta. Probabil că nici interesul nu e foarte mare să vină cu o soluție. Cum zicea Silviu, afectați suntem noi, cei din estul Europei. Încă nu știm ce facem la momentul ăsta. Și practic, vorbeai de albină, care nu sunt chiar așa de fraiere. În România am înțeles că cu 50% au crescut numărul de familii de albine în ultimii ani. Chiar fără probleme. Dar eu v-aș da un alt exemplu. Știți că sarea este cea mai periculoasă otravă? Dacă puneți un kilogram de sare în 2 litri de apă și beți pe toți, ați murit. Deci doza face otrava. Să ne înțelegem foarte bine. Neonicotinoidele, din punctul meu de vedere, mai ales cele de ultimă oră, sunt extrem, extrem de curate ca și insecticide, mult mai curate decât cele care erau gama organocloruratelor sau despre multe organofosforice, nu vorbim despre toate, că s-au cam dat la o parte organofosforicele cu probleme, dar există o tendință de a se căuta nod în papură. Să nu uităm că până și la triazoli, da? S-au constatat că sunt disruptori de metabolism și iarăși se caută să se dea la o parte toți. Nu se poate pune totul într-o oală. Că sunt între oameni, sunt și oameni mai așa și oameni mai așa. Cei care sunt mai așa, mai în afara legii și peste tot, îi dai deoparte, îi pui unde trebuie. Dar nu, aici este chiar Uniunea Europeană, că aici vorbim noi. Uniunea Europeană deja a trecut către un birocratism exagerat. Silviu, practic,
alternativa, că Dan a deschis acest subiect, alternativa la tratamentul seminței cu insecticide neonicotinoide este aplicarea neonicotinoidelor în fază foliară, practic. Ceea ce reprezintă o aplicare de doze mult mai mari, corect? Așa este. Și tratamentul de corecție noi facem. Summit Agro face platforme de mari dimensiuni, 20 de hectare în principalele zone ale țării și anul acesta. Și am folosit și tratamentul acesta de corecție și nu este același lucru. Din păcate, nu este același lucru nici pe departe. Am vrea ca să și eficiență să te referi. Avem, ne gândim, orice companie își dorește să dezvolte sau să găsească o soluție, dar gândiți-vă că nu se compară tratamentul seminței cu neonicotinoide de față. Atacul este înainte de apariția la suprafață, de foarte multe ori, înainte de apariția de la suprafața plantei. Până să apară la suprafață, e terminat. E și anul acesta, fiind, ați văzut, frig, ploi multe, plantele nu au crescut foarte mult, sunt relativ mici, rățișoara Tanimecusul, când ar prinde planta mică, o extermină, o rade, sunt probleme foarte mari cu Tanimecus, din acest punct de vedere, pentru că plantele sunt mici, nu au apucat, cutia este mai viguroasă, planta trece peste, dacă apucă și mănâncă din plantă, fiind mici plantele, este foarte îngrijorător. Care sunt principalele culturi sub risc? Parasarole și porumbul. Pentru pe zona de primăvară discutăm. Dacă nu există porumb în zona unde există infestare foarte puternică, să știți că mănâncă și cereale. Deci are o polifagie extraordinară. Deci dacă e foame, mănâncă orice. Mănâncă și costrei, mănâncă și pir. Da, în principal meniu floarea sorului și porumb. Și porumb, că mai și sfeclă de zahăr. Și sfeclă. Da. Ce alți dăunători de sol mai avem? Pe care îi combatem la ora asta doar cu neonicotinoide de tratament. În primul rând ar fi Agriotes, unde chiar că nu avem ce-i face, ăla stă sub pământ. Nu... Denumirea populară? Viermiserma. Deci, dacă la Tanimecus putem vorbi de un tratament în vegetație, un tratament de corecție, nu-i cazul anul acesta, când a plouat și fermierul n-a putut să intre. Ce să-i fac atunci? La Agriotes chiar că nu avem ce face decât un tratament de sămânță corect, e mult mai dificil de controlat. Și mai sunt și alții. Noi avem buha semănăturilor care în anumite zone face ravagii. Deci sunt două. Deci Heliotis armigera sau, mă rog, fiecare s-au mai schimbat de numirile, dar buha semănăturilor, mai sunt larvele cărăbușului, sunt mai multe larve. Uitați-vă că totuși dacă... S-au plâns fermierii anul ăsta de foarte mult de atac de cărăbuși, de larve. Dar atenție că ei mai confundă buha cu atât larva de cărăbuș, că se aseamănă. Și practic la ora asta, ca și substanțe active alternative la neonicotinoide, nu avem nimic înregistrat. Pentru viermiserma există un produs pe piață și compania noastră de anul ăsta vine cu un produs, insecticid granulat la sor, care se aplică odată cu sămânțatul, trebuie un aplicator special. Uh-huh. Al nostru produs o să aibă și un îngrășământ înăuntru. Din punctul ăsta de vedere, cu viermiserma ușor s-ar mai fi soluții, și sunt soluții. Problema este încă o dată la Tanimecus și gândiți-vă că nu știu dacă s-ar mai obține derogarea aceea de urgență dacă ar exista un produs care teoretic ar fi lansat la început, adică trebuie să avem grijă de ce ne dorim. Știți cum se zice. Bine, și în vestul țării mai apare încă un dăunător major, Diabrotica. Da. Care încet încet se extinde și nu e numai acolo. Bine, din Ungaria. John, avem reglementări cumva în legislația noastră brute. Legislația impune o doză maximală. Cum comentezi acest lucru? Ar trebui să existe nuanțări în zona asta? No, legislația noastră trebuie să se adapteze celei din Uniunea Europeană și din ce în ce mai mult se face treaba asta. Evident că nu s-a reușit până la ora actuală să se aducă totul la zi și de aceea și-ar spune că cel mai puțin adus la zi este caietul de bune practici, după care se iau cei de la APIA când fac analiza aplicării bunelor practici în agricultură și stabilesc dacă să se dea sau să nu se dea subvenție. Dar este una. O a doua chestiune nu este vorba numai de legislație, pentru că un produs de protecție a plantelor sau un program de protecție a plantelor, cum vă spuneam, nu poate să fie uniform peste tot. Punctul 1. Corect. Punctul 2. El trebuie să fie adaptat la ceea ce se întâmplă acum. Schimbările climatice nu erau acum 5 ani, nu erau acum 7 ani ca acum, când s-au făcut omologarea produselor. Sub presiunea, să spunem, a 2 săptămâni de ploaie, da?
Avem o cantitate foarte mare de apă și în cultură, și în sevă, și în toate celelalte. Este evident că ai nevoie de niște cantități mai mari de produs. De aceea eu aș merge, așa cum se merge în țările foarte evoluate, America, Australia, Japonia și așa mai departe, să mergem pe niște limite. Iar în cazuri speciale, chiar să se dea limite mărite. Vă dau un exemplu, Franța. Franța, acum câțiva ani, când a fost o presiune fantastică de mană, de făinare la viță de vie, pe lângă faptul că au făcut niște omologări provizorii la niște produse care erau încă în testare, dar au schimbat și dozele. Deci este încă o flexibilitate mai mare. Flexibilitate infinit mai mare este necesară. Și practic aceste recomandări de bune practici după care autoritățile evaluează corectitudinea aplicării ar trebui corelate și cu ce ai spus mai devreme, o lege sau, mă rog, un regulament care să definească mai bine statutul utilizatorului profesionist. Silviu, tu ai lucrat pe această temă din câte știu. Da. S-au văzut produse și companii care au suferit enorm pentru că produsele lor au fost puse în categoria T+. Din păcate, în România, nu foarte mulți au acele acreditări și acele certificate sau acele permisiuni. Problema este... fiind foarte mulți fermieri, odată doar cei mari au acces la acest lucru și așa, cei mici, niciun caz, nu. În al doilea, problema este că trebuie să fie traininguri și noi ca și companii, toate avem această responsabilitate și mergem către și noi și John mergem mult în teren, facem acele întâlniri cu fermierii în care să învățăm, nu neapărat să dea doza corectă, să dea la momentul corect. Deci e responsabilitatea și a noastră, a industriei, dar și a întregului cerc. Practic, aceste măsuri de stewardship, Dan, știu că ai fost implicat de-a lungul carierei în implementarea lor. Ne uitam și ne amuzam la poza acelui coleg care aplica un produs foarte toxic și era echipat din cap până în picioare în echipament perfect și în picioare era în șlat. În sandale, da. Cum vezi? Cât de importante sunt aceste măsuri? Sunt extrem de importante, în primul rând pentru a proteja sănătatea umană, în al doilea rând să pot face economii mari de bani utilizând produsele așa, atât când trebuie și atunci când trebuie, nu după ureche, ca să zic. Nu mai vorbim că încă sunt foarte mulți fermieri care nu-și folosesc duzele cum trebuie la aplicarea de tratamente. Într-adevăr, trainingurile la nivel de fermă, din acest punct de vedere, sunt extrem, extrem de importante. Ca să vorbim în viticultură, sunt mașini de stropit cu recuperare. La primele tratamente se pot recupera până la 90% din cantitatea de produs. Dar mulți nu au acces și mai mulți probabil că nu cunosc toate aceste detalii. De asta trainingurile sunt deosebit de importante la nivel de fermă. Foarte important însă aș vrea să spun este că foarte mulți fermieri, peste 90%, nu dau importanța apei, calității apei. Uh-huh. Și de cele mai multe ori, fie că folosesc apă din puțuri, și acea apă din puțuri are o duritate foarte mare, am un conținut ridicat de săruri, de cationi, sau apă din râuri, sau din iazuri, care au un conținut foarte ridicat de coloizi, argilă și celelalte. Și într-un caz și în altul, eficacitatea sau eficiența produselor de protecție a plantelor se poate diminua până la 100%. Uh-huh. Și atunci există posibilități de corecție, dar noi iarăși continuăm să facem educație, cel puțin noi ne-am ocupat de 2 ani de zile să forțăm cumva fermierii ca înainte de a le da o soluție să ne dea care este calitatea apei și apoi să le spunem cum să o corecteze și cum să o utilizeze. Este o mare, mare, mare pierdere în România. Aruncăm extrem de mulți bani degeaba pentru că nu vedem calitatea apei. John, am discutat despre o schimbare a structurii cerului generată de schimbări climatice, de schimbările din sol, de schimbările pe care le are apa în principal. Competitorii noștri din UE vin cu soluții și cu răspunsuri pentru aceste provocări cu care se confruntă. Noi am avut o singură ședință de omologare pentru o substanță activă nouă în 2015. Cum răspunde economia românească? Ne vom baza în continuare pe cercetarea vestică sau vezi cumva o accelerare, nu știu, pe fonduri europene, alte soluții? Care sunt motoarele aici? Din păcate, eu sunt cercetător prin fire și încă tu sunt cercetător și inovator prin tot ce fac pe piața românească, dar trebuie să vă spun altceva. Cercetarea agricolă românească primește extrem de puțin bani sau deloc.
Inclusiv noi cheltuim ceva bani cu cei din cercetarea agricolă românească să ne ajute să dezvoltăm niște programe pe culturi, pe perioade și așa mai departe. Aș spune că la noi încă învățământul acesta pe partea de protecție a plantelor a degenerat sau s-a dus la fund. Nu avem școli de protecție a plantelor. Nu avem licee, erau înainte licee care erau specializate pe protecția plantelor. Erau în facultăți, se făcea specializare protecția plantelor. Acum mai este un masterat pe aici, pe acolo, în vreo 2-3 universități, dar trebuie să știți că protecția plantelor este o chestiune extrem, extrem de complexă. Este sănătatea plantelor. Și sănătatea plantelor nu se poate face după ureche. Aici eu insist că ar trebui făcut ceva ca să plecăm de la nivel educațional. După aceea, în Uniunea Europeană sunt deja firme de consultanță pe protecția plantelor, firme de consultanță pe nutriție, firme de consultanță pe etică, și s-a ajuns la acea idee de agricultură de precizie, adică deja să lucrezi pe computer, sisteme suport de decizie când se corelează mai multe aspecte, noi nu avem de niciunele. Dar am putea să facem agricultură inteligentă dacă ne bazăm pe, inclusiv pe oamenii buni, pentru că v-aș spune ceva. O parte din cercetătorii buni din România sunt la multinaționale. Cam toți. Ne-ai dat o temă foarte interesantă, agricultura de precizie, și promitem că o vom aborda. Practic, ne lipsesc serviciile, este un fapt cert. Ne lipsesc și produsele. Cum faci, Silviu, să aduci mai multe produse în România în condițiile în care autoritățile nu organizează foarte multe ședințe de omologare? Este dificil, pentru că trebuie să respectăm legislația. În niciun caz nu este o legislație foarte strictă. Nu putem să ne jucăm cu aceste lucruri. Lucrăm foarte mult pe omologare la nivel zonal. Există mutual recognition, această recunoaștere din zonă. Din păcate, noi avem zona centrală, e bună că e zona centrală, dar câteodată ne-ar ajuta și pe alte zone. Ne legăm, nu neapărat numai pentru, și pentru binele fermierilor noștri, pentru că ăsta este obiectivul nostru. Să aducem substanțe noi, să aducem produse noi, să-i ajutăm, să fim alături de ei. Cum zicea și John, de la an la an se schimbă. Este și vremea schimbătoare și sezonul este diferit. Ne adaptăm continuu. Mai devreme spunea John și recunosc că experiența în domeniu, învăț în fiecare an și trebuie să învățăm în fiecare an. Chiar și interlocutorii și telespectatorii noștri trebuie să fim deschiși către inovații și către informații. În fiecare an trebuie să venim cu ceva nou și să ne adaptăm. Câte produse noi ai înregistrat anul trecut sau în acest an, Dan? Foarte puține, din păcate extrem de puține. A fost o singură ședință de înregistrare anul acesta. Numărul mic de ședințe de omologare din România corelat cu o interzicere accelerată a produselor existente pune marea majoritate a firmelor în situații dificile. Într-adevăr, și noi ne bazăm foarte mult pe recunoaștere mutuală pentru a reuși să aducem la fermier cât mai repede soluții, dar ar trebui să fim mult mai mult ajutați cu ședințe de omologare mai frecvente. Ce ar trebui să conțină, care ar fi ingredientele esențiale ale unei bune legi care definește statutul utilizatorului profesionist? Până un alt al faceți voi prin training-uri, am înțeles, dar cum concret, formal, legal, cum devine? Chestiunea când spui de lege, eu mă gândesc și nu vreau să mă gândesc, că cine fac legile, că de foarte multe ori fac legile cei care nu știu despre ce este vorba. Și este un mare pericol, pentru că nu numai la noi, pe plan mondial, foarte mulți își închipuie că ei știu. N-au măcar niște consultanți tehnici, sau dacă există niște consultanți tehnici și vin și le ridică prea multe probleme, după aceea îi dau la o parte. Fiind o chestiune extrem de tehnică, protecția plantelor, aici legea trebuie doar să dea cadrul. Nu trebuie să stabilească niște lucruri foarte detaliate, așa cum și-au permis în bunele practici agricole să facă niște lucruri extrem de precise care nu sunt valabile. Pentru că în biologie, chiar și la doctor dacă te duce, pentru aceeași boală, în funcție de pacient, dau tratamente diferite, da? Nu poți să tratezi în România, în vest ca și în est, în sud ca și în nord, pe nisipuri ca și pe pozoluri. N-ai cum. Ori legislația trebuie doar să dea un cadru,
După aceea, asta am spus, trebuie mult mai mult, legislația aș spune că ar trebui să impună un anume nivel de educație pentru cei care utilizează produse de protecție a plantelor. Dar mai important, rețineți, pentru că nu este vorba numai de produse de protecție a plantelor. Eu sunt implicat, spre exemplu, acum în omologare în România de fertilizanți, dar fertilizanți care au și caracteristici de creșterea rezistenței plantelor la infecțiile cu boli sau au și efecte repelente asupra insectelor, deci sunt niște fertilizanți cu efecte mult mai complexe în linie. Fitosanitare. Cu efecte, da, cu efecte și fitosanitare. Deci ei sunt fertilizanți la bază. Dar asta este tendința și asta este pe plan mondial. Tendința să se meargă către produse cu efecte combinate. Silviu, cum arată profilul fermierului profesionist în România? În România, fermierul profesionist este peste 45 de ani, peste, chiar și peste 50 de ani. A crescut într-un sistem în care toate erau puse la punct. S-a adaptat momentan, dar s-a adaptat într-un mod... pentru că foarte multe dintre informațiile și le păstrează din ce, din ce a avut, ce a avut înainte și ce s-a învățat înainte. Trebuie să ne adaptăm și din punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere al managementului fermei. Este foarte important. Spuneam mai devreme de acele lichidități, acele cash flow. Există un deficit foarte mare la nivel de fermă, utilaje, știu că emisiunea viitoare o să faceți pe utilaje, și alte lucruri în fermă. Își doresc foarte mult să investească, dar în același timp uită de partea aceasta de finanțare. Pe de altă parte, problema este că și băncile, și asta e altă problemă, că este agricultura unul din segmentele cu cea mai puțină rată de absorție și de finanțare și este foarte greu, le este foarte greu, dar un management al fermei mai adaptat și mai inovativ i-ar ajuta mult mai mult, deci, în activitatea lor. Practic vezi fermier cu o dublă competență, cu o competență transversală. Sunt și manager, sunt și agronom, practic. Ei trebuie să combine aceste două. De multe ori se vede acest lucru. Dacă permiți. Cel mai bun manager astăzi este acela care cunoaște foarte bine managementul antreprenorial, își cunoaște locul foarte bine și se înconjoară de specialiști deosebiți. Își cunoaște locul în ecosistem. Își cunoaște locul, exact. El știe clar că vrea, poate, dar mai are nevoie și de alții. Eu colaborez cu unii care știu clar. Pe protecția plantelor discut cu cineva, pe are și animale, pe genetică discut cu altcineva, pe nutriție discut numai cu specialiști. Se înconjură de competențe. Absolut, nu se poate. Deci nu poate să știe. Fermierul astăzi, dacă te uiți și iei consumul de timp, ai să vezi că are extrem de mult timp să facă hârtii pentru apia, să facă contracte de arendă, să se ducă pentru că i s-a stricat un tractor unde să se ducă, să se uite, bă, să nu-mi fure tractoriștii motorina, să stea pe câmp. Deci, în zona administrativă mai mult. Foarte mult. În zona administrativă. El trebuie să fie un foarte bun administrator și să se înconjoare de oameni competenți. Dan, tu faci foarte multe training-uri cu agricultorii în țară, primăvara, toamna, iarna, îi strângi în săli, pe câmpuri. Care sunt principalele lacune sau principalele carențe în cunoașterea agronomică sau tehnică cu care se confruntă? Unde trebuie să aducem aportul pentru a îi pune la nivel? Sunt destul de multe carențe. Mulți, așa cum spunea și Silviu, se bazează pe teorii, pe idei, pe practici pe care le foloseau cu foarte mult timp în urmă. Nu sunt updatați la noile tehnologii. Într-adevăr, în ultimul timp, companiile de protecție a plantelor încearcă să facă un training, nu este suficient. Eu am lucrat pe vremuri la Rețeaua Națională de Protecție a Plantelor, unde chiar mergeam și la fermierul cu câteva sute de metri în spatele casei și la cel mergeai foarte mare. Mergeai cu bicicleta din bicicleta, casă. Dacă n-aveam mașină la pe vremea aia, și le încercam să învățăm cu tehnologia care exista la momentul respectiv să le spunem ce să facă. La momentul ăsta nu știu dacă se mai întâmplă așa ceva, probabil că nu, dar au mare nevoie de specialiști în domeniul ăsta și trebuie să învețe să-i asculte. Și rețeaua de prognoză și avertizare din România s-a cam desființat. Deci aici ar fi nevoie
fantastică de specialiști care să meargă, să constate în teren și să anunțe din timp. Pentru că de foarte multe ori, dacă noi ne ducem și îl anunțăm pe fermier, atenția, e o problemă, noi fiind cei care îi și vindem produsele, îi dăm și soluția, de foarte multe ori ei sunt suspicioși. Domnule, ăsta vine și îmi spune că am o problemă, numai că vrea să-și vândă el produsul. Am avut de foarte multe ori această situație. Să spună, a, tu îmi spui că am o problemă ca să-ți vinzi tu produsele. Avem o piață unde penetrarea informațională nu e tocmai grozavă, de aceea întrebarea mea este, care sunt cele mai utilizate produse de la noi? Avem produse mai complexe sau mergem tot pe produse de bază? Silviu, te rog. Cel mai utilizat produs de protecție? Vrei să dăm numele? Spune, dăm numele. Lăsați. Nu e cazul. Top 3. Aș spune herbicidele la porumb. Un herbicide la porumb. Problema acolo este că trebuie și un program integrat cumva. Nu trebuie exact și echipamente și utilizarea și. Deci practic glifosatul, cele bazate pe glifosat, nu? Glifosatul este un commodity. Da, e un commodity. E un commodity, adică fără glifosat e foarte greu, vă spun, da. Eu aș vorbi despre produsele complexe, produsele care ajută din punctul acesta de vedere. Nu aș menționa neapărat. Glifosatul e ca apa, e teoretic. Pre-emergență sau post-emergență la porumb, că tot ai spus? În funcție de an. Răspunsul este ne adaptăm și aplicăm și facem tehnologii, nu standard, nu că așa fac de atâta timp. Văd cum este anul, mă adaptez în funcție de cerințele anului. Un porumb care pornește infestat de buruieni deja are 20-30% o producție mai mică. Și atunci, dacă ai făcut an de an curățenie și nu ai o presiune foarte mare, poți să mergi doar pe post-emergență. Dar, pe controlul vizual, practic. Nu, tu știi clar ce ai acolo. Sau dacă faci... știi? Asta e întrebarea. În mod normal, dacă ești un fermier bun, știi. Poți să distrugi cu glifosat, spre exemplu, o infestare mare de buruieni, multianuale, să distrugi cu glifosat pe miriște. Și atunci știi foarte bine că nu mai e o presiune așa de mare de buruieni în primăvară. Și poți să mergi doar post-emergent. Tehnicile sunt multiple, că dacă vorbim de minimum tillage, no tillage și așa mai departe, aici e o infinitate de soluții. Porumbul este o cultură tradițională, suntem mămăligari, cum spun colegii noștri din sudul Dunării. Practic, echivalentul, înțeleg de la specialiști că echivalentul tanimecusului în buruieni este acest costrei din rizomi. Da. Într-adevăr, e o buruiană problemă, e o buruiană care poate fi combătută, dar trebuie să știi ce îi dai, când îi dai, în funcție de condițiile de an, lucrările aplicate, rezerva trebuie distrusă tot timpul. O altă problemă la noi sunt marginile drumurilor care sunt pline de buruieni. Acolo tot timpul avem o bază, o rezervă care iară se duce în câmp. Pentru de multe ori, degeaba scurezi terenul tău, având marginea drumului cu bălării de 2 metri canale. Și canalele, buruiana se duce înapoi. Luăm o scurtă pauză de la emisiune, dar nu din protecția plantelor, și revenim la a treia parte a emisiunii.